Potrivit datelor furnizate recent de Institutul Național de Statistică, în luna februarie 2023, numărul nașterilor înregistrate la nivelul județului Iași a scăzut față de luna ianuarie-februarie 2022. Totodată și numărul deceselor a fost în scădere față de aceleași luni ale anului 2022. Datele disponibile fac referire în luna ianuarie acestui an și descriu situația mișcării naturale a populației. Luna ianuarie 2023 s-au înregistrat un număr de 704 născuți vii în județul nostru, mai puțin cu 18 față de luna ianuarie a anului 2023. În ceea ce privește numărul de decedați, s-au înregistrat 889, mai puțin cu 21 față de luna ianuarie a anului 2023. Prin urmare, sporul natural care ne arată diferența dintre numărul de născuți vii și decedați este unul pozitiv între cele două luni, ianuarie 2023 și ianuarie 2022, în sensul că avem față de anul trecut mai mult 3 născuți vii.